dragostea e ca o râie, te mănâncă și-ncă lăgâie. Păi, dragostea e ca o râie, te mănâncă și-ncă lăgâie. Aua, va, 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 și s-o scânte, s-o mai bun. Foaie verde și o lună, dă să ai casa bună, dar cu nevasta bătrână mai bine îți rupe o mâine. Deși piesele sale prind foarte bine la public, Mihai Mărcineanu nu se consideră unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Preferă să rămână modest și să cânte în continuare cu sinceritate, așa cum a făcut-o de altfel aseară în concertul susținut la Cafe Teatru Play. Trebuie să fii sincer, atât. Dacă e sincer, nu știu dacă oamenii te iubesc neapărat, dar nu trebuie să joci un rol tot timpul, rol care devine obositor, la un moment dat, obosind, nu mai ești tu și tot așa. Am observat că la mine vin, în general, oamenii așezați. Adică, în general, noi la spectacole sunt cupluri. Ceea ce ne bucură fantastic. Odată, o singură dată au venit niște fete fără să fie cuplate și ne-au luat pe noi de bărbați. Și uite, așa ușor am devenit toți tați a câte doi copii. Să vă trăiască. Singura oară când au venit fete singure la noi la spectacol. În general, publicul meu este un public peste medie educat. Și am observat cu drag că nu vin alții. În muzica lui Mihai Mărgineanu, accentul cade pe mesajul cântecului. 80% din cântecele mele, să zic așa, sunt folclor. Pentru că hoția e următoare. Dacă nu ți-e frică să cânți folclor, ai parte de mare succes. Pentru că folclorul înseamnă cântec, mă refer numai la muzică, acum nu neapărat la celelalte părți ale artelor. La muzică trebuie să aibă puțin suflet. Dacă nu are suflet cântecul în el, nu rezistă. Și dacă e în folclor și are și vreo 100 de ani, înseamnă că acel cântec are suflet. Având suflet, are și mesajul ăla puternic. De curând, Mihai Mărgineanu a împlinit 10 ani de activitate în domeniul muzical. Cu acest prilej a lansat albumul Teatrul Minciună, pe care nu-l vinde, ci îl dăruiește publicului la spectacolele sale. Turneul de promovare a materialului discografic va dura un an și se va încheia în luna noiembrie. Mai știi cum te strigam pe atunci, icoană cu picioare lungi, veneai pe râu sau râu erai, curgeai în mine până rai, cu limba preschimbată în bici, vânai pe coapse iepuri mici, vânai prin pulpe fârmieri, erai mireasmă, eram vin.